163 de elevi au fost premiați pentru rezultatele foarte bune la examenele naționale. Cei care au luat 10 la bacalaureat au fost răsplătiți cu 2000 de lei, iar cei care au obținut nota maximă la evaluare cu 1000 de lei. La frumosul eveniment a participat și ministrul educației Caterina Andronescu. În aula magna Universității Constantin Mirupoveanu premiem performanța. Și anume, avem 163 de elevi care au obținut note foarte bune la bacalaureat și la examenul de evaluare, la gimnaziu și examenul de și proba de evaluare după terminarea clasei a 8-a. Doamna ministru, vine și dumnei. Astăzi a fost o zi plină pentru primarul municipiului Pitești, Tudor Pendiuc. Pe lângă acest eveniment, edilul a participat și la conferința de prezentare a studiului proiectului Dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță în sectorul serviciilor comunitare de utilități publice, care a avut loc în București. O temă extrem de importantă, extrem de actuală, extrem de necesară. Deci dezvoltarea unui sistem de monitorizare a indicatorilor de performanță în sectorul serviciilor comunitare de utilități publice. Adică cam tot ce patronează un consiliu local ca serviciu public. Iluminat, salubritate stradală, salubritate menajeră, apă, canal, termoficare, spații verzi, agrement, transport public în comun de călător, salvamar, salvamont. Deci astea toate trebuie să urmărite și acest proiect asta face. Proiectul se află în faza de implementare și este finanțat din Fondul Social European. Acesta vizează creșterea calității și eficienței serviciilor comunitare de utilități publice.